Stimați telespectatori, ne aflăm la o nouă emisiune în slujba comunității. Invitat de această dată în platoul Informația TV este consilierul local al municipiului Satu Mare, domnul Butco Gherghei. Domnule Butco, sunteți la primul mandat în Consiliul Local. Eu am calculat că în slujba comunității, din acest punct de vedere, aveți 1420 de zile. Pentru început aș vrea să ne spuneți dacă ați reușit să promovați proiecte în Consiliul Local sau ce realizări aveți în acest prim mandat de consilier local. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. 1420 de zile au fost zile destul de interesante în administrația locală. Eu am fost și sunt la sfârșitul primului mandat de consilier local. Înainte să intru în această cursă, deci în 2012 martie-aprilie, când am decis să să îmi iau pe mine această responsabilitate mare, atunci mi-am fixat deja câteva lucruri pe care cu care m-am ocupat. Și nu au fost scopuri foarte mari ca să construiesc pod sau centură, fiindcă alții se ocupă și vedeți că tot nu au reușit. Ci eu mi-am fixat câteva proiecte mici și consider că de-a lungul celor patru ani am poate că nu au fost proiecte prea spectaculoase, că nici alții n-au avut proiecte spectaculoase, nici ale mele nu au fost, dar au contribuit într-o mică sau mare măsură la îmbunătățirea, îmbunătățirea situației în municipiul Satu Mare. Vă dau doar câteva exemple. În primul rând am fost unul dintre cei mai activi consilieri locali. Asta Sau cel mai vocal sau cel mai vocal, sau eu am fost printre puținii care în fiecare uh, cauză sau la fiecare temă am încercat să fiu cât de obiectiv se poate și cât de critic, fiindcă asta este și rolul opoziției, pe de altă parte și conducerea primăriei uh, a lăsat loc pentru multe, uh, multe critici și neajunsuri. Pe lângă acest fapt că ceea ce s-a întâmplat la ședințele publice, am participat uh, ca membru activ în două comisii, Comisia de Servicii și Comisia de Buget, unde la fiecare uh, punct important, cum ar fi bugetul municipului, am adus uh, numeroase îmbunătățiri alături de colegii mei uh, din grupul UDMR. Și la Comisia de Servicii, de exemplu, să spun câteva exemple clare. Noi am descoperit că în bugetul municipiului se pot aloca niște bani pentru a cumpăra autobuze, nu noi, fiindcă domnul primar nu a reușit să ne aducă autobuze noi. Noi am găsit cu colegii mei o sumă și astfel deja la sfârșitul acestei sezon, acestui sezon de vară vor fi cam în jur de 13 autobuze mai noi. Sau au mai cumpărat autobuze. Da, încă patru bucăți vor sosi și vedeți că din bani puțini am reușit să facem îmbunătățiri cât se pot de eficiente în transportul public. Pe de altă parte, am, de la înainte, am, de la primele zile ale mandatului meu, am oferit sprijinul real pentru, pentru tineri și pentru cultură. Am susținut și voi susține în continuare acele festivaluri care cred că vor contribui la ridicarea nivelului cultural al orașului. M-am am mai ocupat uh, cu diferite uh, teme, mai ales în uh, domeniul serviciilor uh, publice. Am recomandat pentru poliția locală să aibă și ei un număr scurt, ca agenții poliției locale să aibă uh, să fie supravegheați prin uh, sistem de GPS. Am uh, depus mai mult de 30 de amendamente la uh, reglementarea transportului uh, greu, la care din uh, pe plan profesional um, mă mai și pricep. Iar uh, au fost câteva idei science fiction, cum zic uh, colegii mei. De exemplu, uh, satul mare este primul, printre primele orașe unde mașinile hibride, deci mașinile verzi, sunt scutite de impozit sau au uh, parcare gratuită. Aceste lucruri nu sunt așa de importante ca un pod sau ca uh, hotelul Dacia, însă atât poate face un consilier local. Alături de colegii mei uh, din grupul UDMR și cred că este important să menționez că împreună și cu colegi din alte partide am inițiat și derulăm niște proiecte care de exemplu Parcul UFO va fi transformat într-un parteneriat public-privat, împreună cu clubul Rotary, va fi transformat într-o pistă de sporturi extreme, unde și primăria și domnul primar este partener, dar cu colega noastră Marcela Papici am, uh, am ținut important și de 2-3 ani derulăm acest proiect, care este în întârziere datorită ineficienței administrației publice, dar sperăm să... Uh, din cauza să... licitațiilor. A, și luat. din cauza licitațiilor și în principiu din cauza administrației, dar vedeți, asta este un exemplu concret cum 2-3 consilieri pot uh, iniția scopuri uh, bune în, uh, în sprijinul În Da, ultimilor. practic știu că și consilierii locali pot iniția... Hotărâri, adică pot, pot iniția uh, subiecte pe ordinea de zi a unei ședințe de Consiliu Local, pot iniția hotărâri, sigur că da, dar prea puțini fac acest lucru. Prea puțini fac, dar de multe ori, ceea ce nu se vede și se întâmplă în spatele culiselor, că acești consilieri locali, deși unele voci, mai ales din anturajul domnului primar, spun că VAIU de mereu nu a fost de acord cu anumite lucruri sau alte partide nu au fost de acord cu planurile mărețe al primarului, noi, spre marea surprindere a multora, toate amendamentele și toate criticile obiective pe care noi le-am adus, în termen mediu sau lung s-au adeverit. Am spus că nu are niciun sens să se lărgească Octavian Goga fiindcă nu este întocmit așa cum trebuie. S-a și adeverit. Și au fost foarte multe critici pe care noi am adus de exemplu, la bugetul municipului, când cineva din primărie dorea să cumpere uh, patinoar pentru 120.000 de euro, clar că am văzut că nu este o prioritate pentru municipiu să cumpărăm noi patinoar. Și sunt anumite lucruri pe care uh, trebuie să înțeleagă populația. Asta este rolul consilierilor locali. Să, să... tragă să treagă de mânecă administrația. Da, așa este. Da, mi-a spus de o grămadă de, de proiecte, de zeci de amendamente, de 30 de amendamente, da? Câte dintre acestea, cam dacă aveți un procent, câte din acestea s-au -au dus la, la bun sfârșit sau îndeplinit? Câte dintre amendamentele dumneavoastră au fost acceptate în Consiliul Local? Majoritatea lor s -a, a fost aplicat, o mare parte cu întârzieri sau au fost... Transformate și, și puse în, într-un cadru mai amplu, de exemplu la cele de la buget. Însă pot să vă spun că. În aceste, la aceste amendamente, eu întotdeauna, și asta pot să pun la dispoziția presei uh, și a Informația TV, bineînțeles, că întotdeauna am argumentat și întotdeauna au fost uh, niște amendamente pertinente uh, despre oricare uh, lucru ar fi vorba. Că am criticat uh, strategia de dezvoltare a orașului, care a fost o, uh, una absolut superficială, am avut motivele uh, noastre. Deci, cam, cam 60% au fost adoptate. Din nefericire, Câteodată ne, ne frânează și administrația și în mare parte ne-a frânat și trebuie să vă spun așa la sfârșitul mandatului că un, în, în foarte mare mari proiecte și importante care au fost importante pentru comunitate și conducerea primăriei ne-a frânat. De exemplu, am, împreună cu colegii UDMR am inițiat acel program de minimis care venea, în sprijinul investitorilor, și aproape după un an și câteva luni a fost pus pe ordinea de zi, fiindcă domnul primar așa vroia. Deci sunt anumite lucruri care întârzie, din păcate. Ce prevedea programul de minimis? Este un program, una dintre puținele. Uh, puținele metode în care noi putem stimula investitorii să dezvolte în Satul Mare. Practic, dacă este un investitor, să vorbim despre fabrici, da. dacă angajează și dacă își extinde activitatea, dacă angajează oameni, angajează satul atunci beneficiază de reducere destul de consistentă din impozitele, ceea ce uh, vizează impozitul pe teren și uh, clădiri. Practic, dacă cineva investește într-o nouă hală de producție și angajează, să zicem, 60 de oameni, atunci uh, poate beneficia de reducere de impozit de ordinul sutelor de, de mii de euro. Asta este printre puținele pârghii pe care o primărie poate să, uh, să, încurajeze, să încurajeze investitorul. Faptul că uh, faptul că în media se vehiculează foarte intens că cum sprijină un primar să vină firmă comercială sau un mall sau, sau un supermarket în satul mare, bineînțeles că poate, dar nu aceste investiții trebuie, după părerea noastră și a specialiștilor, nu aceste investiții trebuie sprijinite și cele care creează în realitate locuri de muncă, nu relocarea locurilor de muncă. Da. Mi-a spus că sunteți membru în două comisii. Practic, cum decurge lucrul în comisii? Vă înțelegeți? Sunt dispute în comisii? Disputele din comisii se transpun în disputele din Consiliul Local sau nu? Noi am încercat cu fiecare coleg să avem să avem în comisii o muncă cât mai obiectivă, să avem un, o, luare a, o luare întemeiată a deciziilor. Ceea ce înseamnă că Vă dau un, un exemplu fără, fără temă. Dacă uh, cineva de la, uh, de la PNL uh, a venit cu o idee foarte bună și uh, cel de la PSD a venit cu o idee bună, uh, și noi am fost uh, de acord. Și când trebuia să alocăm subvenții pentru ce să zic, pentru pensionari, atunci cineva, domnul primar, a ținut conferință de presă, dar practic fiecare partid și fiecare reprezentant al comisiei a fost de acord. Da. Deci cam în spatele acestor decizii care sunt luate, și deciziile proaste, și deciziile bune, este o muncă de comisie în care noi încercăm să fim cât mai, cât mai obiectivi și să înlăturăm treburile politice. Da, știu că UDMR are cei mai mulți consilieri în Consiliul local. Practic, cum putem spune cine e la putere și cine e în opoziție în Consiliul local? Într-adevăr, noi avem cei mai mulți, dar nu avem majoritate absolută. Cei de Câți la are UDMR noi avem nouă nouă consilieri avem în acest moment, iar bineînțeles că până la 23 sunt, sunt mai mulți. Însă eu cred că Majoritatea trebuie să aibă întotdeauna raționamentul. Practic, au fost cazuri în care s-au împărțit și între partide. Au fost uh, consilieri care, deși aparțineau la un partid, au votat contra, uh, contra celorlalți din grupul respectiv și au fost foarte multe cazuri în care majoritatea a fost uh, schimbată. Dar asta. Se poate reglementa dacă este o, o viziune în ce direcție să mergem. credeți mă că, în acest moment, în, din partea conducerii orașului, nu am găsit uh, acea viziune. S-au întâmplat și sunt convins că telespectatorii Informația TV au văzut foarte multe cazuri în acești patru ani când. Consilierii nu au putut decide, fiindcă o hârtie a venit cu 10 minute înainte a ședinței. Au fost cazuri în care trebuia să decidem asupra bugetului municipiului, pe care conducerea primăriei a lăsat voit și vădit în ultima zi, ca să poată spune că UDMR este de vină dacă nu se votează. Deci, Vreți să spuneți că numai consilierii UDMR n-au primit proiectul de buget? Nu, nici, nu. deci fiecare consilier primește pe e-mail, dar aceste Documentații care vorbesc de milioane de lei da. nu, sunt nu pot fi studiate în, în câteva ore sau în chiar câteva într -o ore. Zi. Eu nu-mi permit să pun semnătura pe, pe o execuție de buget sau pe, pe niște liste de dotări pe care se vede că au fost întocmite cu 10 minute înainte. Vă dau un exemplu. City Managerul orașului, a venit la noi cu o listă de străzi pe o hârtie A4 aproape că scrisă cu mâna. Deci a fost la sfârșit o sumă imensă cu multe zeruri și multe milioane de lei. Bineînțeles că nu am, nu am putut să acceptăm așa ceva ca doar pe o hârtie A4 să ne basculeze o investiție de 10-15 milioane de euro. Deci asta nu este nu este Săt Mărean care să voteze nu numai eu sau alții. Da mi-a spus că sunt unii consilieri din anumite partide care au votat contra celorlalți, în UDMR s-a întâmplat acest lucru. Nu contra, deci au votat altfel decât au votat ceilalți membri de partid. Da, s-a întâmplat și eu am fost de mai multe ori și colegii mei. Eu cred că nu este problemă. Sunt anumite lucruri în care avem păreri diferite, convingeri diferite despre, despre anumite teme. Să zicem, într-o temă urbanistică, eu sunt pentru, pentru o temă și sunt alții care, care se contra. Deci asta nu, nu cred că este problemă. Important este ca decizia care s-a luat la sfârșit să fie o decizie întemeiată. S-au întâmplat cazuri în care am primit date eronate cu impozitele care, care, din păcate, nici până în ziua de astăzi, deși am depus cerere grupului de mere să revenim la valorile inițiale, nici până în ziua de astăzi nu a fost pus. Este vorba de, de, de situația impozitului pentru clădiri rezidențiale și locuințe. Așa, pentru practic pentru firmele de apartament. Da. Mai uh, degrabă. Atunci este. Deci hai să clarificăm o dată. UDMR-ul UDMR a votat a fost de acord la propunerea primăriei satul mare ca impozitul pentru firmele de apartament să fie de nu știu câte ori mai mari 10 ori toți, mai mari toți consiliere, toți consiliere 23 au putat. de consiliere au am fost care am primit cu 24 de ore înainte printre cele 34 de puncte de pe ordinea de zi am primit și acest <coughs> proiect proiectul de hotărâre nu a fost bine întemeiat nu a fost, nu ne-a fost atrasă atenția asupra nivelului problemei. Nu am primit un desfășurător cum se întâmplă în alte orașe. Practic, Bine, dar Comisia de Buget Finanțe nu s-a nu discutat în Comisia de... Ba, s-a discutat, dar însă noi discutăm pe baza hârtilor puse pe masa noastră. Da. Ceea ce ne pune deitele ul și alții specialiști din primărie. Din acele documentații a ieșit foarte clar că totul este în regulă. Iar peste 24 de ore când au început să sune telefoanele, atunci ne-am dat și noi seama că una din cele 30 și câteva de, ordin, de proiecte de pe ordine de zi au greșit Noi și cam fiecare partid s-a autosesizat în afară de domnul primar Dar fiecare partid s-a autosesizat Noi am și depus, este înregistrat la primărie și nici de atunci nu s-a întâmplat nimic Nu s-a pus pe ordine de zi, nu s-a format niciun grup de lucru și astfel de gafe și trebuie să vă Grupul spună? de lucru trebuie uh, făcut la inițiativa primăriei trebuie, da, sigur. Uh, nu, poate, nu, poate, nu pot consilierii locali nu. Să, să propună nu. un proiect Practic. Noi am propus uh, să se uh, dacă inițiatorul a fost primarul el trebuie să vină cu propunerea de modificare iar uh, noi putem veni cu o propunere de hotărâre, cu un proiect de hotărâre, putem să, uh, să depunem, însă toate pârghile și toți specialiștii care ar trebui să lucreze pe acest proiect sunt în subordinea directă a primarului. Deci practic Adică e vorba de dit practic, da, direct de, de impozite da, și taxe da, sigur. locale. Practic el trebuie. Eu nu pot, nu am dreptul de a merge la da. dit să, să le pot, să pot interoga sau să facă lor da. atribuții și așa, da. așa Pe de altă parte, termenul de până la care se pot plăti impozitele Reduse cu, cu 10% a fost amânat de guvern până la... Bineînțeles că în... și guvernul și-a dat seama că foarte multe consilii locale au căzut în acea capcană, că au votat ceva la care încă guvernul nu a adus metodologia. Eu înțeleg și pot să spun că, într-adevăr, suntem responsabili consilierii pentru această gafă, dar toți și... Cel mai mult este responsabil acel care, în al 12-lea ceas, ne-a pus în, în fața acestor decizii. Dar. Nu știu sigur, în legătură cu firmele de apartament, e vorba și de cei care au asociații familiale, deși pentru, pentru ei e mărită valoarea. Aici, aici, aici este o situație așa de complicată. Ca până când nu vedem cele mai concrete decizii și norme metodologice venite din, din București, eu nu aș, nu aș dori să spun niciun detaliu. Trecând peste asta, a fost doar un exemplu, dar au fost foarte multe da. cazuri. Și foarte multe decizii luate în acest patru ani care, pe care noi am contestat și am arătat și acel temei legal pe baza căruia, și dacă am vrea, nu putem să vindem teren pentru un mol, fiindcă nu este legal. Și nu este vorba că noi nu dorim, este vorba de faptul că nu dorim să intrăm în pușcărie. Terenul nu este... aparține primăriei, Terenul nu aparține primăriei și mm -hmm. sunt foarte multe uh, întrebări juridice mm -hmm. la da. anumit, la această mega investiție, uh, și, din păcate, foarte multe decizii a Consiliului Local au fost uh, politizate. Deci au fost uh, luate decizii uh, din partea conducerii primăriei în stil heirupist, foarte haotic, ca după aceea cei care contestă să fie puși uh, oprobiului public. Când nu am votat o hotărâre, atunci s-a făcut conferință de presă că eu nu am votat. Sau au uh, fost uh, niște lucruri care uh, nu sunt elegante pentru cel puțin nu au fost prezente până acum în stilul sătmărean de administrație. Da. De ce nu a acceptat UDMR un uh, viceprimar? Uh, fiindcă, când Titanicul s-a scufundat, nu prea au mai vrut oameni să se urce pe bord. Acum am glumit, dar uh, era o situație pe care noi am trăit în 2012, când USL-ul a venit. Uh, mă amintesc de prime, prima zi de instalare și de, de punerea jurământului, mm. când, uh, când a fost aici domnul Dragnea, când a fost aici uh, foarte mulți uh, și, și din. Uh, reprezentanții Bisericii Ortodoxe au fost care uh, au fost la instalarea noastră și atunci s-a pornit cu un foarte mare elan, cu doi viceprimari pe care eu cred și voi susține în continuare că sunt oameni excepționali, vorbesc de doctoratul Roca și de doamna Marcela Papici, cu care am avut o relație excepțională în uh, acești uh, patru ani și au pornit cu mare elan cu Dani Băbuț, care uh, este A, a luat pe, pe umăr două responsabilități imense pe care, din păcate, nu a reușit să gestioneze prea bine: managementul orașului și managementul Olimpiei. Și din acest mare elan și din aceste mari promisiuni, acum, la sfârșitul mandatului, au, a rămas domnul primar și câțiva în birou, fiindcă foarte mulți specialiști au plecat și nu au plecat din cauza salarului destul de moderat, ci au plecat din cauza orgoliilor, din cauza haosului în care nimănui nu-i place să lucreze. Și cei care uh, au rămas acum, de ce să acceptăm noi acest lucru? Uh, ca să fim noi făptași uh, și să, să asumăm eșecul unei administrații pe care noi noi am uh, început, uh, nu este... Deși ar fi fost o provocare imensă pentru acel om care ar fi acceptat, dar uh, după cum vedeți, declarațiile domnului primar, care m-a făcut pe mine, să zicem, șomer, pe mine care lucrez din coplărie în afacerea de familie, cu acest om nu știu cum se poate lucra. Asta a fost o, o chestie personală, dar mai sunt foarte multe motive pentru care eu spun că Marcela Papici a făcut foarte bine că a plecat de la primărie. Deci, în niciun caz nu putea UDMR să accepte o conlucrare cu actualul primar? Cu oricine care își ia în considerare și își pune ca prioritate bunul mers al lucrurilor, se poate lucra. Între 2008 și 2012 nu a fost, sau cel puțin vizibil, nu a fost niciun conflict între Iuliu Ie și Cehi Arpad. Au lucrat ambii frumos pentru municipiu. Însă, în acești patru ani, atâtea ciocniri, atâtea orgolii, acest stil balcanic de a pupa pe scenă și după aceea a doua zi să se facă despre cineva personal o conferință de presă Acest stil nu cred că este acceptat de nimeni UDMR-ul, deși, cum ați și văzut, este partener în orice proiect Care aduce un beneficiu municipiului Nu poate să, nu poate să lucreze așa la, în a 12-lea ceas Să venim noi și ca un viceprimar să fie acolo ca decor nu, nu a fost și acum se va vedea în campania electorală și în 5 iunie dacă a fost o decizie bună sau nu. Cu cine s-ar putea alia UDMR în Consiliul Local, având în vedere să zicem că și după 5 iunie vor fi tot 9 consilieri locali? Eu cred că vor fi mai mulți consilieri locali lui față de 2012. În 2016 eu cred că vom atinge 10-11 consilieri, care cred că este rezonabil, fiindcă vom avea o, un rezultate mai bune la alegeri. Și asta nu datorită, nu numai datorită consilierilor, ci datorită faptului că orașul s-a săturat de administrația actuală, s-a săturat de, de acest stil pe care nu am văzut în niciun alt oraș, ca să se vorbească mai mult și mereu cu aceste proiecte fanteziste să curgă pe Facebook și, și, pe toate canalele milioane de euro, dar nimic nu se întâmplă. Deci față de Baia Mare, față de Oradea, față de Cluj și față de Zalou sau Carei, Satul Mare orașul, este orașul în care în ultimii trei ani nu s-a întâmplat. Nu este niciun proiect putem spune aceste mici proiecte că s-a renovat piața mare sau piața Someș. Aceste lucruri sunt și s-au întâmplat și până acum. Dar aceste, aceste milioane de euro nu s-au transformat niciodată în realitate. Și bineînțeles că dacă vorbim de majoritate sau minoritate, eu cred că în... 2016 UDMR-ul va avea majoritate în Consiliul Local. Și întotdeauna vom alia cu acei oameni și cu acele partide care, uh, care lucrează pentru binele societății Și la, cum, cum să formulez frumos, cu care se poate lucra Ca să fiu foarte uh, elegant Da, haideți să spuneți în trei proiecte, după părerea dumneavoastră Trei proiecte care ar fi cele mai importante în uh, municipiul Satu Mare În afară de pod și șosea de centură Uh, Apodo și centura sunt uh, proiecte pe care fiecare primar. Sunt 10 candidați la primărie și veți găsi în uh, programul fiecăruia. Uh, nu dar... neapărat să știți că sunt unii candidați care promit o grădină zoologică, alții care promit uh, grădinițe, mă rog, parcuri, uh, nu neapărat se axează pe pod și șosea de centură pentru că sunt desuete deja. Sunt da, deci din dorim motiv... noi sătmărenii din 1936, de pildă. Da. Eu aș merge în, în primul, prima prioritate, după părerea mea personală și, și a specialiștilor, este ca relansarea economică a orașului trebuie Trebuie luată foarte serios și ceea ce se poate face. Extinderea și continuarea proiectului de minimis despre care am vorbit anterior: să fie o administrație orientată către societăți și către, către investitori. Doar un exemplu vă spun. Între 2012 și 2016 deși primarul a fost în foarte multe excursii nimeni nu a văzut o broșură editată în limbă germană sau engleză. O broșură despre satul, mare. despre satul mare. sau o documentație economică ceea ce am putea noi să înmânăm pentru, uh, pentru o, o fabrică, să zicem, Tesla. Adică sunt avem parcul industrial, avem 10 locuri în parcul industrial, un loc e uh, o anumită nu, suprafață, nu există așa ceva? Nu, eu cel puțin nu am văzut. Uh, am văzut doar niște rapoarte că primarul a avut foarte uh, fru, benefice discuții cu niște oameni de afaceri din Franța sau din China chiar, dar s-a materializat... Uh, doar 1% și nu se știe dacă a fost aportul dânsului. Iar în acest, în acest capitol de relansare economică trebuie să ne focusăm pe program de aducerea și beneficii clare a investitorilor. Le trebuie locuri de muncă, fiecare sătmăriean dorește loc de muncă bine plătit investitorii nu vin în satul mare de dragul de a da bani sătmărenilor. Vin pentru muncă ieftină, ieftină, și calificată. Noi va trebui ca în următorul an și în următoarea perioadă să ne axăm foarte mult pe învățământul dual. Este un proiect de succes în care ei, implementat tot de un consilier UDMR în Într-un liceu profesional, este vorba de învățământ dual în sistem, un sistem european în care tinerii nu, nu vor fi specialiști de marketing, nu vor fi filozofi, ci vor fi oameni muncitori, muncitori calificați, calificați uh, și care după masa sau în timpul școlii vor putea lucra la uh, societăți uh, și la uh, fabrici. Va trebui să luăm uh, tot în acest uh, capitol de relansare economică, uh, va trebui să avem mai mare grijă de firmele locale Nu numai de investitorii străini Ci, de exemplu, de acele zone industriale Cum este zona șoimușei, zona depozitelor Zona vulturului Lucrătorii de la Drexelmeier Scuze că spun da. numele firmei, dar trebuie știut Lucrătorii de la Drexel Drexelmeier nu au trotuar cu care, Pe care să se deplaseze pe timp de ploaie Deci trebuie să luăm foarte serios În această temă să aducem investiții uh, reale, nu numai uh, excursii. Deci asta ar fi una. Uh, Celălalt uh, palier pe care trebuie să dezvoltăm orașul și trebuie să avem o dezvoltare o linie de dezvoltare foarte coerentă este uh, dezvoltarea infrastructurii. Și infrastructura nu înseamnă uh, nu înseamnă pavaj ecologic în fața la Lucian Blaga, în fața blocurilor, dacă mă înțelegeți, ci înseamnă ca să avem o viziune. Ce dorim să facem din centrul istoric, de la hotelul Dacia până la reabilitarea fațadelor, clădirilor, până la reinventarea de ambientală a parcului Pieței Libertății, până la pavaj, ca să aducem o Această frumusețe să ducem la standardele uh, secolului 21 Și vorbesc de uh, bani europeni care se pot accesa pentru aceste uh, reabilitări. Putem vorbi și despre centrul nou, care are un aspect destul de depășit, dar pe arterele majore să avem uh, drumuri bune trebuie uh, avut mai mare accent și în programul UDMR este deja uh, o soluție. Pentru asigurarea calității în uh, reabilitarea drumurilor. Pe fiecare stradă nouă trebuie să fie canal, de, uh, canal de, uh, de infrastructură pentru acele rețele și eu cred că această reabilitare de infrastructură este al doilea cel mai important lucru. Și mai sunt foarte multe domenii în care trebuie să ne avansăm. Siguranța publică. În programul nostru. Al udmr ului 2016-2020 aducem soluții destul de. Da, ați vorbit mai înainte și ca poliția locală să aibă un GPS, sau mă rog, fiecare polițist local să aibă un GPS și să fie urmărit din da. biroul șefului ce face sau pe unde patrolează, de ce să aibă GPS. Două, două utilități sunt sau două efecte va avea, două efecte utile va avea. În primul rând, dacă cetățeanul sună la 0361919 la numărul fix și numărul scurt al poliției locale, dispecerul poate vedea în timp real că cine este cel mai apropiat. Deci dacă se fură portofelul cuiva, atunci nu trebuie să se mai gândească oare unde găsim un polițist local, oare în ce zonă a orașului, ci poate să vadă instant pe monitor că la 500 de metri este unul. Asta uh, eficientizează și reduce timpul de răspuns. Iar uh, la sfârșitul programului, acel uh, om de uh, responsabil, acel supra, uh, supra, vizor, da, supravegător, vizor, da. supravegător, va putea uh, genera un raport, domnul agentul X, câți kilometri a parcurs, ce probleme a rezolvat, care a fost viteza de deplasare, de ce a stat două ore jumate într-un loc? Asta se folosește și la societăți comerciale, așa se supraveghează și agenții de vânzări, și am, am avut această propunere și sper să fie aplicată cât mai repede. Bine, dar v-ați gândit la, la cât ar costa un sistem de monitorizare prin GP, da. GPS? Deja aceste tehnologii sunt din ce în ce mai accesibile. Deci, acum de 5 ani au fost curiozități, iar da. acum de. în ultimul timp, aceste tehnologii au, au scăzut la nivel de preț și sunt din ce în ce mai rapide. Da, deci, practic, o primărie și-ar putea permite achiziționarea, bun, deci îți trebuie vă trebuie 30. Da, 30 nu, de GPS-uri, să zicem. Dacă prin acest, prin instalarea acestui 30 de, sistem da. 30 de elemente da. le trebuie, dacă prin cumpărarea acestui sistem putem să avem un copil sau putem, putem instala o, un nivel și o eficiență mai mare decât cel predecesor și eventual renunțăm la o formație de la zilele orașului, eu cred că merită. Bine, am făcut o comparație mai Da, interesantă. da, da. Tot așa un proiect de un fel de science fiction ați avut cu alungarea ciorilor din din parcul din parcurile din, din oraș. Din parcurile din oraș, dar în principiu era vorba de parcul din fața spitalului vechi, da. Așa, și de grădina Romei, bineînțeles. Au fost puse emisătoarele respective pe ultrasunete și la un moment dat s-a abandonat ideea. Uh, de da. ce? ce s-a întâmplat cu Este o poveste noastră? destul de lungă. Eu, încă din primele zile ale mandatului de consilier, având și copil mic, am, am sesizat această problemă. M-am uitat și am consultat cu diferiți specialiști care, din start, deci din, de la primele discuții ne-au spus Că este un, un lucru foarte improbabil ca să putem scăpa de aceste specii în zonele centrale, însă eu am spus că orașul este al oamenilor, nu a ciorilor, și am găsit câteva soluții. Dar foarte multe din, din cele 10 soluții nu au fost viabile din start. Singura care a fost viabilă a fost alungarea ciorilor pe bază de. Pe bază de sunete și ultrasunete, pe care noi am testat. Deci, ca premier în administrația locală, nu am cumpărat înainte să știm dacă este, sunt eficiente sau nu, ci am primit în sistem de custodie. Tot Asta a fost tot o metodă adusă de mine din sfera privată și am, am testat timp de două săptămâni, atât în piața eroilor Revoluției, cât și în grădina Romei, împreună cu uh, domnul viceprimar Radu Roca. Am fost și am documentat uh, cu video cum în primele zile și primele săptămâni la aceste sunete destul de deranjante, uh, ciorile se, uh, se ridică din, uh, din cuiburi și uh, în primele săptămâni s-a văzut că este eficient. Am și cumpărat, au și au și fost eficiente, dar după câteva luni, bineînțeles că această specie este renumită pentru inteligența ei, după câteva luni deja nu a mai avut efectul. Am notificat această societate care este singura, care lucrează și cu aeroporturi și lucrează și cu alte clădiri și parcuri iar după mai multe după mai multă documentație și ei ne-au confirmat faptul că aceste specii deci, această, această tip, acest tip de pasără, corvus frugilegus, așa se zice pe, în limba latină, da. special, este atrasă de doi factori. Unul este înălțimea copacilor din Grădina Romei și din Piața Eroilor Revoluției, unde se simte el în siguranță, și celălalt factor este că în aceste două locații găsește foarte ușor mâncare. Ceea ce înseamnă că, până când aceste două parcuri sunt așa de prost, Curățate și salubrizate, până atunci sunt paradisul ciorilor. Nu departe de Parcul Grădinei Romei este și stația CFR, unde sunt trenuri de, de transport, marfă agricolă, iarăși este un loc benefic pentru ciori. În aceste proiecte, trebuie să vă spun că primăria a fost partener. După câteva: după câteva luni, noi ne-am dat seama că acest lucru nu este eficient, dar am continuat pe un alt palier, ceea ce a fost tot premieră: că am, am igienizat terenul de joacă am folosit o soluție ecologică pentru, pentru, igienizarea elementelor de pe terenul de joacă, am făcut curat. După aceea, bineînțeles că au mai fost și alte ciocniri de ordin politic, după care nu m-au mai invitat, cum n-am mai fost invitat nici la ședința Comisiei de Circulație, deci lucrurile s-au -au îndepărtat. Dar vedeți că, deși am adus un exemplu, că se pot face igienizarea, se poate face regulamentar. Am schimbat în terenul de joacă anumite elemente și am adus un exemplu, nu s-a continuat. Dar eu sunt un consilier local care face acest lucru în timpul liber. Nu pot ca în fiecare vineri dimineața să mă duc să spăl elementele și în grădina Rombei. Am dat exemplul să am văzut că nu este după un timp -a fost, a fost continuat de dumneavoastră n-a fost continuat practic. Da, da. Așa este ați mai avut o altă idee cu festivalul muzicii de stradă cum s -a, e festivalul muzicii de stradă a avut două ediții urmează a treia ediție să ne spuneți pe scurt cum s-a născut festivalul muzicii de stradă. S-a născut dintr-o promisiune am promis în în, să vă spun așa povestea mai, mai lungă, în 2013 am avut o, o discuție destul de, de severă în care am, am propus și, și chiar, chiar am propus destul de, de eficient ca cele două festivaluri, Sunfest Jazz și Sunfest Rock, să să nu fie să nu rămână la acel nivel cum au fost organizate până, până atunci. Și am cerut de la uh, managerii culturali din uh, cadrul primăriei ca să aducă un uh, ca să reinventeze aceste festivaluri, să aducă un prospătare iar, bineînțeles, că au fost niște certuri și m-au acuzat că nu mă pricep la asemenea lucruri, că sunt analfabet în această temă culturală. Și atunci, din, din dorința de a le arăta lor că se pot face uh, și lucruri bune în acest oraș, și bineînțeles că din, din dorința de a face ceva nou, atunci am început Festivalul Muzicii de Stradă. Are două proprietăți interesante. În primul rând, nu am folosit bani publici. Despre deosebire de uh, zilele orașului. Zilele uh, județului, zilele uh, rock și alte evenimente. Uh, eu aceste concerte și acești. Uh, întreaga. întregul buget ceea ce am reușit să strâng, am reușit să strâng din sfera privată. Înseamnă că am oferit sponsorilor evenimentului, am oferit un, uh, un profil de eveniment modern, ei au văzut că este ceva diferit. Am, ideea am furat din alte orașe și un, în alte orașe este de succes. În Ferrara este a 30-a ediție și în Ferrara, în această localitate din Italia, este susținută de primăria municipului Ferrara da. cu 320.000 de euro. Este cel mai titrat eveniment de muzică de stradă, însă eu am început cu 0% bani publici. Și am continuat și în 2015, iar și pentru acest an încerc să, să fiu cât se poate de vigilent și, și cât se poate de, de motivat ca împreună cu 11 tineri sătmăreni să organizăm festivalul muzicii de stradă. Deja avem confirmați câteva muzicieni care vor veni expres pentru asta. Am făcut o promovare din ce să spun, din 10% din bugetul multor instituții publice, am făcut promovare mai multă pe Facebook și pe canale alternative, iar bugetul festivalului, care a fost anul trecut, cam în jur de 20.000 de euro, a fost finanțat integral de către oameni privați și societăți comerciale sătmărene. Ceea ce înseamnă că este nevoie și este posibilitate în a face evenimente de calitate bună și acestea pot fi susținute și cred că mai sunt câteva evenimente care merită atenția sătmărenilor și ar merita atenția primăriei cum este la Dâmburi Festival sau Restart Music sau Stock Festival, care din păcate în acesta nu va mai fi, fiindcă tinerii au plecat din oraș deci este o, un sentiment destul de interesant când mă întâlnesc cu Clujeni și cu Orodeni, băi, măreni care spun că aproape în fiecare weekend au uh, eveniment cultural. Tot în premier am adus Caravana TIF, Festivalul Internațional de Filme din Transilvania, uh, tot cu 0% bani publici. Deci nu am cerut finanțări masive de la Consiliul Local sau de la Consiliul Județean și vedeți că se poate. Da, practic ce înseamnă finanțarea? Dumneavoastră ce finanțați? Uh odată premiile, da? premiile oferite formațiilor care cântă și... Este, este, un buget, în acest an cred că vom atinge, un, sper să atingem un, un 30.000 de euro. Sunt mai multe categorii. Primul lucru este foarte important, premiile pentru care aceste trupe da. și acești muzicieni de stradă vin. Practic, noi nu plătim lor. Asta a fost o Cazarea? idee interesantă. Cazarea au plătit? Plăti, plătesc cazare, plătesc masă, le plătim un, ca să se simtă foarte comod aici, în satul mare, și vin să concureze pentru premii constante și premii primi, consistente. Da. În acest an dorim să avem minim 2000 de euro, chiar acum lucrăm pe buget, și acest festival are costuri destul de mari în privința logisticii. Vom avea și în acest an 5 scene, fie care va fi individualizată lucrăm cu foarte mulți fotografi și cu un staff de circa 50 de oameni 49 sunt sătmăreni da. și deja <coughs> derulăm proiect internațional. Festivalul internațional de muzicii de stradă din Vesprim ne este partener pentru a doua oară și eu cum am văzut în, este din ce în ce mai apreciat în afară de satul mare. Anul trecut am început un proiect Vizit satumare, în care în localuri și spații culturale din București, din Cluj, din Brașov și din Ungaria, din Budapesta, de Brețen, am, am plasat reclama uh, ca să vină oameni turiști de eveniment pentru, satul, pentru acest eveniment în satumare. Și în acest an dorim să continuăm la fel ca să primească un weekend de wellness muzical. Ceea ce înseamnă că, spre deosebire de primărie, care a investit zero lei și zero energie în turism, niște tineri, și nu, nu vorbesc de mine, niște tineri investesc din resursele lor ca să aducă turiști de eveniment în satul mare. Și acest domeniu este, răntorcând la administrație publică, în, nu, nu există o broșură, nu există nicio activitate care în ultimii 4 ani. Care să fie uh, inițiat în domeniul turismului Marian. Bineînțeles, cum arată orașul, nici nu este ușor pe, uh, ca să vindem acest produs. Ai inițiat, în schimb, Consiliul Județean are o listă de evenimente? Este, dar Consiliul Județean, uh, în primul rând, eu nu, nu, nu cunosc exact, uh, da. dar am văzut, are slogan, are o, o, o viziune. Bine, și acolo cred că sunt exagerări în, în acest domeniu sau sunt multe lucruri în care ei nu au găsit anturajul perfect, însă tot este mai mult decât zero. Ceea ce am da. văzut până acum. De la administrație să revenim puțin la politică. Aș vrea să îmi spuneți când ați intrat în politică și de ce. Când ați, fost, când ați devenit membru de UDMR, practic. În 2012, februarie sau martie, am intrat. Dacă telespectatorii au urmărit, eu am încercat să fiu pe partea de consilier local. Deci nu am, de exemplu, fun funcție executivă în UDMR sau nu, am, nu sunt... Nu sunt printre, printre liderii uh, statutari sau uh, cum să formeze uh, și am încercat uh, să-mi să reprezint mai mult partea asta de a fi consilier local. Și referitor la, la apartenență uh, de, de partid, cred că este importantă, dar nu este, nu este. Nu acest lucru este cel mai important. Eu Cred că am dat dovada de, de mai multe ori că, că este a fi săptămâne sau a fi cetățean sau un consilier în, în slujba comunității este mult mai important decât a fi Dar, dar partid. pe de altă parte e foarte greu să ajungi în consiliul local dacă nu ești susținut de un partid. Așa este. Deci, mai ales ca primii Deci, în, în primul mandat, poate că după al doilea a treilea mandat deja. Se poate face și acest lucru ca independent, dar, dar eu nu, nu prea văd șanse foarte multe. Da, practic ați mers la strângerea de semnături în această perioadă de precampanie electorală. V-ați întâlnit cu oamenii, ați mers, ați bătut la uși, ați știut la ce uși să bateți? Uh, uitați, noi avem. Uh, um... Noi avem o echipă cu care se ocupă cu asta. Eu personal am fost foarte puțin implicat în acest lucru. Eu, cum și zicea domnul primar, eu țin, țin legătura cu cetățenii pe Facebook. Altcineva s-a ocupat cu, cu acest lucru. Noi ceea ce avem, avem foarte mulți susținători. Este o... poate este greu de conceput, dar într-adevăr avem o relație destul de strânsă pe bază culturală și nu vorbesc numai de maghiari, ci avem foarte mulți susținători care, cu care eu m-am întâlnit la aceste activități, care, cu care avem o, o relație personală și suntem am avut o perioadă în care am fost la conducerea orașului și acum din fericire și cred că asta este un lucru foarte benefic că în acești patru ani am fost mult mai apropiați de cetățeni decât, decât dacă am fi fost ocupați cu, cu altceva. Eu personal am. Adică e mai bine a... să fii în opoziție decât la putere. O... Fiind în, asta vrei să spuneți? Că odată fiind în opoziție ești a, nu, ai am mai a... mult. A... mult nu pentru cetățeni? Noi am abordat o atitudine nu din motivul că am fost în opoziție, dar cred că am ținut pasul cu, și cu tehnologia și, și cu, cu problematic. Ca de ordine a zilelor Ceea ce înseamnă că de foarte multe cazuri au fost în care am cerut părerea societății Și nu numai a societății maghiare, ci și a societății sătmărene Și bineînțeles că în acest caz avem, avem o relație foarte apropiată cu ei Am organizat multe evenimente culturale și nu numai maghiarii au fost la festivalul muzicii de stradă, și au fost mai mulți români. Da, da, da. Și, păi, uh, sigur, acum, și, în acest, la ediția din acest an, de pildă, o să fie și străini. Sau vă așteptați să fie sperăm să și fie cât mai mulți. Oameni din alte țări, nu numai sunt. Da, Măreni, așa nu? este. Și din alte localități. În fine, dumneavoastră, vă gândiți că la alegerile din 5 iunie, de pildă, vor, veți fi votați și de, de români, nu numai de maghiari? Nu va fi. Uh, nu pot să vă spun încă, dar nu va fi, cu siguranță, nu va fi un vot etnic, fiindcă foarte mulți m-au întrebat de tot aceeași lucru. Eu, în domeniul meu personal, profesional în care lucrez și și în Consiliul Local, am avut, nu am abordat niciodată tema de a fi maghiar sau român sau șoab. Din acest motiv, noi credem și, și măsurăturile noastre ne spun că sunt două tendințe. Oamenii uh, sunt uh, foarte nemulțumiți de starea actuală a orașului și din acest motiv uh, mă tem că, sau nu mă tem de fapt, din acest motiv cred cu tărie că va fi o schimbare în oraș, iar cealaltă tendință este că oamenii deja nu mai cred în promisiuni de a le pot și nu mai cred în, în, aceste promisiuni mărețe, ci așteaptă soluții. Nu numai de la noi, ci și așteaptă de la, de la fiecare partid. Eu sunt convins că din 2016 iunie vor fi schimbări majore. Nu numai în politică, ci și în atitudinea. Oricine va veni la conducerea uh, municipiului și oricine va veni la conducerea județului va, uh, va fi acel câștigător care va fi uh, cel mai apropiat de oameni și care va, va aduce soluții cât mai concrete. Uh, candidatul noastră la primărie domnul chiarștin a obținut. 7.000 de semnături. Deci, cel puțin cu 7.200 de semnături. 7.200 da. de semnături s-a prezentat la biroul electoral de circunscripție numărul 1. Uh, dumneavoastră, la câți votanți, la câte, uh, câte buletine vă aștepta să fie în favoarea UDMR la alegerile din iunie? Din... Câte a... voturi sperați să obțineți? Foarte clar, așa, da. Câte voturi? Eu, eu sunt convins că vor fi peste 20.000 de voturi. Și pentru UDMR și pentru Carașcani Gabor în 2012 a fost un alt anturaj, alte, au fost alte tendințe, USL-ul a fost și a venit foarte puternic, dar s-a dovedit a fi un eșec, iar s-a dovedit că acele, dacă luăm pliantele actualului primar și al câștigătorului de atunci și luăm acel contract social, cred că se vede de la distanță că nu a fost uh, nici pe departe respectat. Iar eu cred că uh, UDMR-ul uh, va avea uh, și din partea societății maghiare, unde clar că este susținut, dar și din partea societății uh, române și a societății și a minorității șvabe uh, va avea o, su o susținere puternică. Nu vedeți că se va desfășura campania electorală? Vor fi... va fi o campanie curată sau o campanie cu lovituri sub centură? Nu ne vom plictisi, asta este clar. Eu aș dori o campanie cât se poate de europeană. O campanie în care jignirile personale, fișele medicale și celelalte lucruri dezvăluiri, uluitoare și aceste, aceste lucruri josnice să nu aibă efect. Eu sper să fie o campanie bazată pe soluții bazate pe programe și de oameni care, care să nu fie scandalagii, să nu mai fie uh, aburel de genul uh, it și, și să nu amestecăm uh, stilul uh, balcanic în, uh, în uh, conversațiile electorale și în lupta electorală. Dar mă tem că se va întâmpla. Uh, practic, asta e cel mai simplu. Deci în loc să vorbească, de exemplu, domnul primar, în loc să vorbească despre realizări, mai bine lovește în celălalt că este șomer. Deci asta este un lucru cel mai, un lucru foarte simplu. Dar pe de altă parte, i s-a reproșat uh, candidatul lui că a furat startul campaniei electorale prin afișarea de BNR, la fel cum, da, i s-a reproșat și domnului Cosma că a fost, uh, i-a uh, fost afișat bnr în uh, municipiu. Uh, uitați, uh, dacă raportăm aceste două lucruri la câte prostii și câte, uh, câte nedreptăți s-au întâmplat uh, în cei patru ani de când uh, este administrația actuală a orașului, cred că sunt lucruri minore. Vă spun doar câteva exemple. Este, nu știu dacă vă mai amintiți de problema, de scandalul cu reportofone, de scandalul când au fost dați afară oameni de la ședința de la Consiliu. Deci s-au întâmplat atât de multe lucruri încât asta revine decizia dacă aceste lucruri au fost legale sau ilegale, revine biroului electoral local și central, dar că s-a furat startul domnul primar este într o campanie permanentă. Dacă vă uitați la o declarație de presă, cam 30% este realitate, cel mult. Cele 70% sunt niște lucruri pe care inventează și a doua zi nici nu mai știe despre ce vorbește. Deci, dar și asta este aceeași categorie. Da. Cum vedeți că stă municipiul Satu Mare la capitolul buget? La cap Are un buget echivalent de pildă cu al orașelor Zalău care e Zalău baia mare sau ar putea avea un buget mai mare. Cel mai important lucru în care, în care am putea să ne avansăm poate fi poate veni din două locuri. Poate veni prin proiecte, Uniunea Europeană sau guvernul să ne sprijină anumite proiecte. De exemplu, am avut patru ani în care am avut prim-ministru, l-am avut pe regretatul domn Dragnea, am avut uh, o susține, super susținere pentru satul mare. În mod interesant, uh, în județ s-au întâmplat uh, lucruri, dar în municipiu nimic. Am primit uh, vreo câteva milioane, două milioane de lei pentru uh, strada Careiului și atât. Dar uh, nu găsim adevărata valoare dată, valoare în plus dată bugetului municipului. Cealaltă sumă sau cealaltă posibilitate de dezvoltare ar fi dacă ar merge bine economia. Și atunci, conform cotelor de impozitare care pe baza TVA-ului și a impozitelor acestor firme merg la București și revine o parte, am putea trăi mai, mult mai bine. Baia Mare, primește sume considerabil mai mari înapoi din, din aceste cote de falcate decât satul mare. Lor le merge economia. Bineînțeles că au 20-30 de milioane de, de lei mai mult în buget decât satul mare. Bineînțeles că această sumă folosesc mult mai eficient și nu risipesc pe uh, pe niște reparații de străzi, pe care a doua zi se taie gazul, mai taie o fâșie și iarăși trebuie reparate. Deci, economisesc pe aceste paliere, nu au 427 de, de angajați la apaservul de acolo, ci au mai mult mai puține și așa mai departe. Deci, au mărit veniturile și au reușit să menține cheltuielile la un nivel constant. La noi, Vedeți ce se întâmplă. Marja unui primar, marja unei conduceri de oraș nu este foarte mare dacă rămânem la un sistem la, la stadiul actual. Dacă vin trei investitori, mai angajează oameni, mai plătesc mai mult TVA, atunci este altă, altă soluție sau po poate mări bugetul. Credeți că primăria mai are nevoie de angajați? Nu, sub nicio formă. Nu este și treaba, problema cu organigrama este foarte intens disputată în ultimul timp Ar avea nevoie de oameni mai eficienți, ar avea nevoie de oameni care vorbesc limbi străine, care știu ce înseamnă o, o interfață grafică pentru o pagină a municipului, Satu mare pe internet. Ar avea nevoie de oameni care uh, să poată discuta cu un investitor. Ar avea nevoie de uh, specialiști care să fie uh, de dimineață pe stradă și să să nu semneze recepțiile din birou și să re, uh, scrie de pe stradă. Uh, în, uh, iar în această categorie eu cred că uh, nu numărul angajaților este important, ci calitatea uh, angajaților. Dacă este un primar, și eu cred că Gabor Chereșchini este un primar, sau va fi un primar care poate să construiască o echipă pe care să motiveze și nu cu bani ci să motiveze ca, ca să lucreze eficient în slujba sătmărenilor, atunci poate avea efecte. Dar dacă se ocupă cu, cu aceste jonglări electorale, cum sunt, de exemplu, cu ceea ce se ocupă domnul primar acum, atunci, bineînțeles, că nu va avea efect. Da, vă mulțumesc, domnule Butco, pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Vă doresc succes în campania electorală care bate la ușă. Stimați spectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Informația TV.